Guvernul a uitat să anunțe adoptarea suspendării facilității prin care firmele plătitoare de impozit pe profit aveau posibilitatea de a susține părinții angajați cu 1500 de lei pentru creșă sau grădiniță. Deși a fost adoptată premierul Florin Cățu, a menționat în conferința de la finalul ședinței de guvern doar celelalte măsuri din OUG. La fel a făcut și Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, dar el a postat și pe pagina oficială de Facebook. Ambia omis să anunțe suspendarea facilității până la finalul anului. Deși toată lumea aștepta normele de aplicare, guvernul a decis suspendarea ajutorului. Ministerul finanțelor și-a motivat decizia, susținând că măsura ar avea un impact bugetar de 4,5 miliarde de lei și că nu există o procedură de compensare clară.